Mă simt vinovat că nu petrec suficient timp cu copiii mei, poate spune un tată. Mă simt vinovată că ridic tonul la copii, poate spune o mamă. Inconsecvența, certurile, lipsa încurajării și multe alte motive ne fac să ne simțim vinovați în relație cu copiii noștri. E foarte bine că e așa. Conștiința ne ajută să ne evaluăm și să înțelegem că ceva e greșit în vorbire, în relații, în atitudini, dar de la a te simți vinovat până la a purta povara vinovăției, sunt doi pași pe care îi facem în defavoarea noastră. Hai să învățăm împreună cum să folosim disconfortul interior al vinovăției ca motor către schimbare, nu ca sabotor al relațiilor. Așadar, când e bună vinovăția și când ne devine povară? Cum gestionăm vinovăția și cum ne despovărăm de vină și rușine? Sunt Anca Porum și vă provoc să întoarcem vinovăția pe față și pe verso împreună cu prietena noastră, doamna învățătoare, Gianina Spiriduș. Bine ai revenit, Gianina! Bună ziua și bine v-am găsit! Așadar, despre vinovăție astăzi, în relația cu copiii noștri, deseori ne lovim de vinovăție, ne simțim vinovați și vreau să încep prin a enumera câteva motive general valabile care ne fac să ne simțim vinovați și cu care ne putem identifica, fie cu unele, fie cu altele. Sper că nu e valabilă această listă completă pentru un singur părinte. Iată câteva motive am fost prea concentrată asupra casei și a muncii. Nu am fost suficient de afectuos sau afectuoasă. Am fost critic, am strigat, am lovit, am dat vina. Am fost un model negativ. Sau nu am avut timp să-mi înțeleg copiii. Nu sunt consecventă. Am avut așteptări prea mari. Nu l-am încurajat suficient. Am fost deprimat sau deprimată. Ne-am certat prea mult în cuplu, am divorțat, am spus lucruri dureroase, am fost egoist, mi-am ignorat copilul, nu mi-am protejat copiii. Din toată această listă, care poate continua, fiecare le știe pe ale sale, ce motiv îți sare îți în ochi despre care am putea să, să discutăm la acest început de față verso? Trebuie să avem în vedere faptul că nu există niciun părinte care se poate dezvinovăți în sensul că nu a trecut vreodată prin ceea ce tu ai enumerat, lista e lungă, sau că există vreun părinte care să nu fi simțit, să nu fi gândit, să nu fi interiorizat, să nu se fi învinovățit pentru un aspect sau altul. Desigur, dacă ne gândim pentru ce se învinovățeau părinții noștri acum 30 de ani în urmă, motivele din capul listei ar fi altele. Nevoile primare. Pe când mm. noi vorbim deja de niște lucruri. Sigur, sigur. În timpul în care eu acum sunt învățătoare și mă confrunt la clasă cu acest aspect, că vine un părinte și spune doamna învățătoare: Vă mulțumesc foarte mult pentru că, deoarece eu nu am avut timp și mă simt atât de vinovată. Așa că ce aud cel mai des la părinții elevilor mei, aud: "Nu am avut timp." Vinovăția principală pe care o experimentează părinții din zilele noastre este faptul că gestionează timpul defectuos și din acest motiv nu au timp suficient pentru a petrece cu cei dragi. Nu am timp să petrec cu soțul, nu am avut timp să petrec cu copilul sau nu am petrecut un timp de calitate cu familia. Nu am avut timp să-mi termin proiectele și așa mai departe. Numai că acest nu am avut timp să răsfrânge ca motiv și asupra celorlalte domenii. Din cauza că nu am avut timp, mă simt vinovat sau vinovată că nu am fost răbdător cu copilul, că l-am judecat prea repede, de că sigur, nu i-am acordat afecțiune. Sigur, asta uh, atrage uh, la sine anumite situații. Pentru că nu ai timp și ești în criză de timp, atunci vrei repede și ești nerăbdător. Și atunci apare uh, o vinovăție care se amplifică. Pe lângă faptul că te simți vinovat că nu ai petrecut timp cu copilul, te simți vinovat și că nu ai avut răbdare, pierzându-ți răbdarea, poate ai trântit un obiect sau poate chiar l-ai lovit, apare și vinovăția pentru că l-ai lovit și așa mai departe. Însă, în exprimarea părinților, pentru că aceasta a fost întrebarea ta, asta aud cel mai des. De acolo lucrurile uh, decurg într-o parte sau în uh, cealaltă și apar diverse vinovății sau, mă rog, Aparente vinovății, pentru care părinții își fac mea culpa și suferă și caută soluții. Dar e foarte bine să ne facem mea culpa. Avem nevoie să ne facem mea culpa pentru că noi suntem într-o școală. Învățăm alături de copiii noștri. Așadar, până la o limită vinovăția este bună, este sănătoasă, este vocea conștiinței. Avem noi un, un specialist pe care îl simpatizăm deopotrivă, este vorba despre Paul Olteanu, sub titulatura de Mind Architect, găsim pe internet fel de fel de filmulețe în care el ne lămurește despre cum funcționează creierul și despre cum putem noi să ne ajutăm copiii și cum putem să ne ajutăm pe noi? Chiar am urmărit un filmuleț cu privire la vinovăție și el face următoarea afirmație. Diferența dintre un om sănătos și un om bolnav mental este sentimentul vinovăției. O persoană care face o crimă nu are sentimentul vinovăției dacă nu este sănătoasă, la fel cum o persoană care, un părinte care și-a lovit copilul, o învățătoare care și-a neglijat clasa, ora, un copil care a lovit un alt copil sau i-a vorbit urât, nu se poate simți vinovat, trist în raport cu faptele lui decât dacă acea conștiință este vie și ea ne deosebește și de animale și ne deosebește și de oamenii bolnavi care nu pot să facă diferența dintre bine și rău. Și mi-a plăcut foarte mult punctul său de vedere, îl împărtășesc și îl susțin. Și așa este, până într-un punct, vina și vinovăția sunt de dorit. Există însă o linie și o limită peste care, dacă trecem, ajungem într-o altă extremă în care nu, um, nu ar trebui să ne regăsim noi ca și ființe create de Dumnezeu, ca și ființe salvate de Dumnezeu. Și am să explic opinia mea mai pe larg. Um, se apropie oricum și sărbătorile de înviere, și toată creștinătatea sărbătorește ce? Faptul că Hristos a murit pentru ce? Pentru iertarea păcatelor noastre. El a purtat toate fără de legile noastre, toate păcatele noastre, toată vina noastră. Și atunci, dacă El a purtat-o, eu de ce mă mai simt așa? În raport cu ceea ce simt, este corect. În raport cu ceea ce vreau să fac, aici trebuie să mă gândesc de două ori. Iată cum, cum am înțeles eu, și cum explic eu, la rândul meu, elevilor mei, părinților mei, prietenilor mei, punctul meu de vedere. În momentul în care eu am făcut ceva care vine în dezacord cu propria mea conștiință. Pentru că în conștiința mea diferența dintre bine și rău este limpede. Faptul că acționez într-un fel sau în altul, că vorbesc într-un fel sau în altul, mă determină ca la finalul acțiunii să mă gândesc dacă am făcut bine sau am făcut greșit. În momentul în care am constatat că ce am făcut n-a fost prea bine, sau că aș fi putut să fac mai bine, sau chiar am făcut cumplit lucrul acela, este de dorit să mă simt vinovat. Să simt acea vină care apasă pe inima mea, pe conștiința mea, din următorul motiv, din simplu motiv. Și aici vreau să spun, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, de ce este corect ca eu să mă simt vinovat? Ca să nu mai repet. Să nu-mi placă ceea ce am făcut, ca să mă pot schimba, să pot să devin un om frumos după chipul și asemănarea lui, așa cum am fost creat. Copilul meu, dacă se simte vinovat pentru faptul că mi-a promis, Că face temele și nu s-a ținut de cuvânt, este foarte bine să se simtă vinovat, să-i pară rău, să se întristeze ca data viitoare să nu mai repete. Adică transformarea lui să fie în asemănare cu ceea ce noi am decis în familie, ca principiu uh, al felului în care noi trăim. Dar știți cum văd eu vinovăția ca pe un întreg proces? Noi vrem să scăpăm repede. Da, identificăm sentimentul, da. Vinovăția, repede să ne cerem iertare și să mergem mai departe. Dar e muncă pentru a putea să nu mai repeți, așa cum spuneai mm -hmm. tu, e de muncit. E de muncit și durează toată viața. E de muncit și durează toată viața. Nimeni nu poate să spună gata, de unde știi că mâine nu vei repeta? Suntem slabi, suntem în lumea aceasta. Ne confruntăm cu fel de fel de situații și nimeni nu e atât de puternic încât să se simtă foarte sigur pe sine. Dar ne luptăm, cum spunea Coșbuc, o luptă e viața, deci te luptă. Din acest motiv vreau să merg un pic mai departe cu sentimentul de vinovăție. Sentimentul de vinovăție nu este ceva singular și um, separat de iertare ele merg împreună. În momentul în care sentimentul de vinovăție îți dă târcoale și începi să înțelegi ceea ce tu ai făcut ca părinte, pentru că ți-ai lovit copilul, hai să luăm acest exemplu, e o vinovăție care apare de multe ori când te retragi în camera ta sau dacă ți-au crescut copiii și au plecat din casa ta și te gândești, aș fi putut la tinerețe să găsesc alte strategii decât două palme, alte modalități decât să țip la el, alte modalități decât să-l pedepsesc așa. Cu siguranță aș fi, găs aș fi putut să fac altfel. Și te apasă un sentiment de vinovăție. Din acest motiv spuneam că până într-un punct este normal și corect să te simți vinovat, pentru că este primul pas spre schimbare. Apoi apare nevoia de iertare și nevoia de iertare apare din mai multe părți. În primul rând, să te poți tu ierta pe tine, adică să te împaci cu ceea ce ai făcut în sensul că să accepti, să-ți asumi. M-am purtat necuvincios cu soția mea de față cu musafirii. Îmi asum asta și mă simt vinovat. Dacă mi-am asumat și mă simt vinovat cu această tristețe către cine mă îndrept. De obicei, oamenii se îndreaptă către Dumnezeu. Dumnezeu însă face un lucru grandios, inimaginabil, minunat. Și spune că dacă ai o astfel de problemă, să te duci întâi și să te împaci cu cel față de care tu ești vinovat și pe urmă să te prezinți înaintea lui. Noi oamenii alergăm la Dumnezeu pentru că știm că el e bun, iertător, milos, ne iartă imediat și răsuflăm ușurați, dar foarte greu ne ducem la omul de lângă noi. Și în momentul în care noi ajungem în pasul iertării cu vina noastră la cel față de care noi am greșit, suntem puși în situația de a ne cere iertare și atunci se întâmplă ceva cu ființa noastră. Și cevaul acela se numește smerenie. Tu trebuie să te pui în postura celui vinovat care merită ce merită un vinovat, Pedeapsa. o pedeapsă. Și când te duci la persoana iubită, la soția ta, la copilul tău și spui. Nu am fost drept cu tine. Nu am putut să mă controlez. Am fost nervos. Am fost flămând. Am fost uh, arogant. Și m-am purtat așa. Iartă-mă. Desigur, ceea ce tu aștepți atunci imediat este te-am iertat și să fii liber. De aceea este vinovăția un proces. Vinovăția nu este un proces pentru că tu ești în vinovăția respectivă și durează vinovăția. Ci pentru că ai nevoie de iertare ca să poți ieși de acolo. Transformarea are loc după iertare. Nu, nimeni nu se poate schimba decât după iertare. De aceea, Biblia ne sfătuiește de câte ori pe zi trebuie să iertăm pe cineva. De 70 de ori, câte șapte. Noi suntem iertați tot timpul de Dumnezeu. Și motivul este iubirea. Deci, vinovăția la urmează apoi iertarea și ajungem la iubire. În momentul în care ne întoarcem iertați de la persoana față de care noi am greșit, ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu și atunci noi putem să justificăm problema. Am greșit, tu mă cunoști. Persoana față de care am greșit m-a iertat. Acum, Doamne, iartă-mă și tu. Și Dumnezeu este gata să ierte. Dacă vă amintiți exemplul din Biblie, pentru că suntem în, în apropierea sărbătorilor de înviere, și ce poate să fie mai plăcut decât să vorbim despre Domnul Isus? Dacă ne gândim la momentul acela când Maria Magdalena este la picioarele Mântuitorului, și nimeni nu o sândește pentru că nimeni nu aruncă cu piatra, adică nimeni nu a fost perfect, nevinovat. Și în putere, ca în fața mântuitorului, să arunce cu piatra. Poate dacă n-ar fi fost mântuitorul acolo, ar fi aruncat. Pentru că noi atunci când nu ne vede nimeni, știi cum, dacă nu m-a văzut nimeni, merge și așa. Dar în prezența lui, nu au putut să facă lucrul acesta. Ce îi spune mântuitorul? Păcatele tale care sunt multe, sunt iertate, du-te și, și să nu mai faci. Du-te și nu mai păcătui. În momentul în care noi ne prezentăm să primim iertarea, primim și sfatul acesta, îndemnul acesta: du-te! Dar străduiește-te să nu mai faci. Eu sunt cu tine. Dacă ți se întâmplă, zice, avem la Tatăl un mijlocitor. Dacă ți se întâmplă să, să nu reușești, eu sunt aici. Te întorci la mine și sunt gata să te iert. Dar du-te și să nu mai faci. Tu când pleci din fața vinovăției, Sub care ai fost supus, gândul cu care pleci este că te vei lupta să nu mai fii în situația aceea. Ca părinte, când nu petreci suficient timp cu copilul tău, gândul acesta că mâine te vei strădui mai mult și următoarea zi mai mult și următoarea zi mai mult și vei fi mai răbdător, de câte ori ajungi în situația să primești iertare, asta îți dă putere și asta te ajută să mergi mai departe. Și să te transformi. Um, mai e un aspect al vinovăției. În momentul în care eu mă învinovățesc pentru ceva ce am făcut, de fapt, mă întristez. Pentru că persoana față de care eu am greșit este o persoană pe care eu o iubesc. Și nu aș vrea să-i fac așa ceva. În momentul în care eu o iubesc, și nu vreau să mai fac lucrul acesta. E firesc ca vinovăția să dureze. Ea durează și mereu mă simt vinovat. Uite, copilul meu a ajuns așa. Poate dacă nu mă despărțeam. Poate dacă nu dădeam divorț. Poate dacă nu îl băteam când era mic. Poate, poate, poate. Și apar aceste um, îndoieli. Și atunci această vinovăție se plimbă după noi. Eu aș zice că e ca o povară. Da. Și mulți ajung să o ducă da. toată viața. Ei, de aici apare linia aceea despre care spuneam la început peste care nu avem voie să trecem. Pentru că El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn. El cine? Mântuitorul. Am vorbit mai devreme. Pe lemn, pe cruce. Și atunci unde ne blocăm noi? De Aici ne blocăm. să trăim împovărați. Da, trăim împovărați pentru că în momentul în care El ne-a spus um, eu am purtat vina ta. Tu ești un om liber. Ai să greșești azi, și ai să rezolvi. Cum? Cu pașii aceștia. Înțelegi, îți ceri iertare și te străduiești să nu mai faci. Și te lupți și te lupți și e un proces continuu. Toată viața durează lucrul acesta, da? Dar povara ta a fost purtată. Și dacă vinovăția ta a fost purtată, știi care e diferența? Tristețea o porți tu ca să te poți, să, să poată să se înflăcăreze în tine dorința de schimbare. Dar pedeapsa nu o porți. Pentru că în momentul în care tu te împovărezi cu această vinovăție și practic te pedepsești, plângi, nu-ți cumperi nu știu ce lucru, nu participi la nu știu ce acțiune pentru că te simți un om vinovat care nu merită. Tu porți pedeapsa care a fost purtată. Aici este blocajul. Tu nu ai voie să porți pedeapsa. Pentru că tu nu poți fi pedepsit. Mă rog, legile care sunt în vigoare când trecem pe roșu, toți primim amendă, da? Este altceva, să nu amestecăm lucrurile. Este vorba despre legea harului. Harul pe care îl pune la dispoziție Dumnezeu este acesta. Toți oamenii sunt vinovați. Spune Biblia că nu este nici unul, nici unul care să facă binele măcar. Așadar, toți suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Că noi din când în când simțim câte o vinovăție e bună. Conștiința noastră e trează. Ne simțim vinovați și dorim să reparăm. Ne ridicăm și ne apucăm de reparat. Plângem, ne întristăm, ne cerem iertare de la copil. Um, mulți părinți se blochează aici. Cum să-mi cer iertare de la copil? Depinde ce vârstă are copilul. Sunt momente când poți doar să te joci cu el, nu trebuie să-i spui te rog, iartă-mă. Sunt momente când el are vârsta și are nevoie să audă de la tine, îmi pare atât de rău că te-am nedreptățit în fața prietenilor tăi. Tu greșisei în punctul acela, dar eu, ca mama a ta, puteam să găsesc altă metodă. Nu am putut să mă stăpânesc. Te rog, iartă-mă. Copilul, când aude aceste cuvinte, ele sunt odată vindecătoare pentru tristețea pe care i-ai produs-o și odată sunt un exemplu de bună practică pentru transformarea la care tu, ca și mama, aspiri. Că-ți dorești copilul tău să ajungă un om frumos. Deci, în concluzie, Janina, vinovăția este bună și sănătoasă dacă duce la schimbare. Da. Dacă nu, e posibil să ne fi blocat pe undeva pe drum. Da, și repet, vina, vina este greșeala pe care tu ai făcut-o. Da? Greșeala pe care tu ai făcut-o este vina ta. Sentimentul de vinovăție este ceva care te însoțește, un cumul de emoții care duc la o tristețe mai mică sau mai adâncă și cumul acesta de emoții pe care tu îl ai trebuie despovărat. Trebuie adus în fața persoanei față de care ai greșit, trebuie reparată situația în măsura în care ea poate fi reparată și apoi trebuie adus înaintea lui Dumnezeu. Este singura modalitate prin care sentimentul de vinovăție, tu știi, tot timpul vei ști ce ai făcut, dar el nu te apasă, nu te împovărează. Pentru că acea povară nu vine de la Dumnezeu. Acea povară vine de la cel care vrea ca noi să trăim într-o tristețe adâncă, împovărați în vinovăție, în momentul în care noi știm că avem vina plătită. Vina noastră a fost plătită. Noi nu avem de plătit pentru că am țipat la copil. Noi plătim doar pentru tristețea pe care o simțim. Aceea, aia depinde de mine. Ce simt eu să mă duc la copil să le iau în brațe, și să-l învăț două lucruri: să-și ceară iertare, și el, văzând că eu mă îndrept, învață și el cum să se comporte și să nu facă așa cu alte persoane. Deci, sentimentul de vinovăție este ceva care trebuie la un moment dat să te părăsească ca și povară. La final de misiune, trebuie să le dăm și o provocare, o temă de casă părinților, pentru că e o lecție grea. Lecția aceasta a vinei și a vinovăției, și luptăm cu toții cu poverile uh, în învinovățirii și rușinii, uh, și vrem să înțelegem pe deplin lucrurile acestea. Ai o temă de casă pentru sigur, noi? Sigur. Nu pot eu să vă las fără temă. Um, iată ce mi-a trecut prin minte. M-am gândit așa, să căutăm în relațiile cu cei apropiați că e vorba de cineva de la muncă, că e vorba de cineva din familie, din trecut, din prezent, să căutăm și să vedem o vină pe care noi o avem, un obicei greșit pe care noi îl avem, ceva ce practicăm mereu și față de care până acum n-am scăpat. În mod constant, ridic tonul la soția mea și în fața copilului și când suntem singuri, pentru că ce să face? Așa sunt eu coleric. Eu sunt un tată coleric, un soț coleric și așa mă exprim eu. Așa pot. Auzim astfel de justificări. Deci, provocarea mea este următoarea. Să căutăm ceva cu care nu suntem în conștiința noastră în acord și provocarea este să discutăm cu familia, cu soția sau cu copilul, sau cu un prieten, cu cineva apropiat, și să-i spunem ce am înțeles noi despre noi. Adică, eu mă învinovățesc în punctul acesta. Nu mă pot controla. Nervii mei sunt în pragul acesta. Sau, nu mă pot abține de la televizor, deși vreau să fac teme cu copilul. Sau, îmi lovesc copilul în mod constant, pentru că altă modalitate de corecție nu găsesc. Deci, să găsim o vină. Și o persoană de încredere, față de care să ne vărsăm sufletul, să vorbim, după care să începem să urmăm pașii, să ne cerem iertare de la persoana față de care am greșit, să ne cerem iertare de la Dumnezeu și apoi să ne străduim ca timp de două săptămâni, de câte ori ne întâlnim cu problema aceea, una pe care am ales-o, să ne focusăm pe una și să ne străduim să nu mai cădem în mijlocul problemei. Poate la început va fi mai puțin, a doua oară și mai puțin. Și câte un pic, câte un pic vom încăpăta acea putere de a face fața acelei situații care ne face ca atunci când punem capul pe pernă să nu putem adormi din prima pentru că ne mustră conștiința. Și această problemă pe care o vom identifica dacă este în raport cu copilul, mai ales tu ca și părinte, să fii un bun exemplu pentru copilul tău chiar spunându-i adevărul din inima ta. Deci, provocarea este ca să te străduiești două săptămâni, să te focusezi pe problema aceea, să rezolvi problema vinovăției, să o decodifici și să porți această discuție la final cu persoana față de care tu ai greșit. Intuiesc, Gianina, că e o temă eliberatoare, aș zice așa. E cu bătaie lungă pentru că are de-a face și cu noi și cu poverile noastre, dar și cu relația noastră cu ceilalți. Îți mulțumesc pentru provocare și te mai aștept pentru că ne-ai adus și astăzi încurajare și speranță, vorbindu-ne despre eliberarea și despre iertarea pe care ne oferă Dumnezeu. Cu mare drag! Ce bine că Dumnezeu ne-a dat. O conștiință care să ne atenționeze că suntem pe calea greșită. Vinovăția e normală și sănătoasă până la o limită. Atunci când purtăm povara vinovăției, înseamnă că am rămas în faza de acuzare, în loc să ne mobilizăm pentru repararea situației. Haideți să folosim vinovăția ca o rampă pentru schimbare. Altfel, nu facem decât să ne sabotăm pe noi și relația cu copiii noștri. Sper să vă fi fost de folos această discuție. Dați-o mai departe de pe canalul nostru de YouTube, proiectăm emisiunea Față Verso. Nu uitați să ne dați un like, share, subscribe, pentru ca emisiunile noastre să ajungă la cât mai mulți oameni. Sunt Anca Porumb. Să ne revedem și reauzim cu bine săptămâna viitoare.